În ajunul centenarului Unirii la Chișinău a avut loc un marș al Unirii inițiat de mai multe organizații unioniste de pe ambele maluri ale Prutului. Acțiunea a marcat Ziua Unității Naționale a tuturor românilor și a dat startul reîntregirii celor două state românești. Marșul Unirii, organizat sub egida Alianței pentru Centenar, îi adună sub același tricolor pe toți cei care simt și gândesc românește, pe toți cei care consideră idealul reîntregirii celor două state românești ca fiind singurul proiect și singura soluție pentru soarta întregului popor român. De la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare, coloana a pornit în marș spre Academia de Teatru și Arte Plastice, acolo unde se află clădirea în care a activat Sfatul Țării. Suntem 3.000 de oameni astăzi aici pentru a da start Unirii. 2018 este anul în care putem realiza mult pentru apropierea malurilor Prutului. Trăiască! Trăiască! Trăiască și trăiască! Noi ne-am născut români. Am venit din București, am venit din Cosițeni, Galați. Zi tu de unde ești? În București. Tecuci. Tecuci. Pentru ce ați venit? Pentru unirea României cu Basarabia. Veneam degeaba? Adică o vrem, unirea. Eu, Bunoar, sunt din Bucovina și asta este viața mea și eu lupt pentru acest adevăr. Dar adevărul nostru este unul. Noi suntem același pământ. Basarabia e pământ românesc. Noi suntem români și punctul. Viitorul nostru se vede numai în... prin reunirea și reîntregirea României. Hai să întindem vora mare, mai aici, mai colea, mai aproape de hotare, ca să trecem granița. Anul viitor se împlinesc 100 de ani de la reîntregirea neamului românesc prin făurirea României Mari, pe 1 decembrie, la Alba Iulia.